Cei 70 de membri ai sindicatului Europol, filiala Neamț, au decis să protesteze 2 câte 2 împotriva salarizării de mizerie din Ministerul Administrației Publice Locale. În acest sens, liderul Ioan Cănărău, cunoscut pentru protestele sale anterioare oarecum inedite, a demarat seria acestor proteste încă de vineri 3 martie, ieșind cu o pancardă afișată pe gardul Poliției Roman alături de câte un coleg liber în ziua respectivă. Ioan Cănărău explică motivele protestului său, care se alătură celor din alte sindicate ale polițiștilor care se împotrivesc măsurilor de aplicare a majorării salariale propuse de guvernul Grindeanu la începutul acestui an. Este a doua zi de protest, am protestat și vineri, am hotărât să protestez și astăzi și vom mai protesta cât timp va fi nevoie. Împreună cu un alt coleg, cu cine sunteți? Astăzi am fost cu colegul meu, Budnarul Gabriel. Protestăm, să știți, pentru că Ministerul Afacerilor Interne refuză să aplice hotărârea de guvern numărul 1 din 2017, cea referitoare la plata salariului minim pe economie. La noi se spune salariul funcției. După cum bine știți, guvernanții au hotărât că acest salariu să fie, salariul de bază să fie de 1450 de lei. Polițiștii n-au avut niciodată nici măcar pe cel dinainte, de 1250. La noi suntem plătiți la nivelul anului 2009. Salariul nostru de bază este de cel mult 600 de lei. La acest salariu s-au pus niște sume compensatorii și niște sporuri ca să se apropie cât de cât de 1250 de lei. Și acum Ministerul Afacerilor Interne a spus că va aduce acest salariu la 1450 în mod ilegal, spunem noi, pentru că în conformitate cu hotărârea de guvern, acest salariu nu trebuie să cuprindă niciun fel de sporuri, niciun fel de sume compensatorii. Trebuie să fie o sumă fixă de 1450 lei de la care să plece calculul celorlalte sporuri. Ei refuză să aplice această ordonanță, motivând că nu au destui bani. Acum noi stăm și ne întrebăm dacă Guvernul României, dacă Ministerul Afacerilor Interne nu aplică legea, noi polițiștii ce ar trebui să facem? Să știți că am fost și păcăliți de liderii organizațiilor sindicale din Poliția Română, de liderii federațiilor, care, cred că ați văzut și în presă, nu prea s-au hotărât cu zilele de protest, s-au certat între ei. Noi credem că ei au fost puși intenționați să dilueze într-un fel mișcarea sindicală. Eu personal îndemn toți colegii mei să protesteze exact cum am făcut eu și colegul meu, Budnarul Gabriel, la unitățile de poliție acolo unde lucrează, cei care sunt nemulțumiți de salariu, să iasă în stradă, să protesteze în fața sediilor poliților, pentru că nu necesită nicio aprobare de la primărie. O manifestație în interiorul sau în exteriorul unităților poliției. Ioan Cănărău afișează pe gardul poliției un banner acuzator la adresa conducerii Poliției Române, care a dus la decimarea efectivelor din subordine prin aplicarea unui management financiar dezastruos. Eu am folosit un banner pe care a scris Ministerul Afacerilor Interne: ucide polițiștii, între ghilimele, luptăm sau așteptăm să ne vină rândul. Dumneavoastră știți foarte bine că de ani de zile ministerul nostru duce o politică de distrugere masă, dacă putem spune așa, de decimare a Poliției Române, tocmai printr-un prost management financiar. Am rămas ultima categorie socială dintre bugetari, suntem cei mai prost plătiți. S-au mărit salariile altor categorii de bugetari, numai noi, polițiștii, suntem păcăliți și suntem plătiți la un salariu de funcție la nivelul anului 2009, care era atunci de 600 de lei. La această sumă se calculează toate sporurile polițiștilor. Noi nu dorim altceva decât ca ministerul nostru să aplice corect hotărârea de guvern numărul 1 din 2017, iar polițiștii să fie plătiți exact după riscurile meseriei. Ați primit vreo atenționare cumva din partea conducerii poliției? Nu am primit niciun fel de atenționare. Să știți că și unii dintre șefii noștri sunt de acord cu mișcarea noastră de protest, pentru că toți polițiștii ar trebui să fim uniți și să protestăm, să arătăm că suntem nemulțumiți de politica financiară a Ministerului Afacerilor Interne. Nici Ministerul Muncii, nici Ministerul Finanțelor nu vor să aplice legea corect. Chiar de la Ministerul Muncii s-a transmis că noi nu vom avea niciodată acest salariu de bază de 1450 de lei. Sperăm și dacă vom ieși mai mulți în stradă să obținem cât mai mult de la minister, dar cum am spus și mai devreme, nu dorim nimic altceva decât ca Guvernul României și implicit Ministerul Afacerilor Interne să aplice legea.
Polițiștii cer conducerii Ministerului Administrației și Internelor aplicarea corectă a actului normativ din luna ianuarie referitor la salariul minim pe economie folosit ca salariu de bază, la care urmează să se aplice diverse sporuri cuvenite celor care lucrează în Poliția Română. Polițiștii susțin că sporurile primite în prezent au cuantumul stabilit în urmă cu câțiva ani, nefiind însă actualizate. Acțiunile de protest ale filialei Europol vor continua și în zilele următoare în raport cu programul zilnic de lucru al protestatarilor. Reamintim faptul că Ioan Cănărău este lider de sindicat care în urmă cu câțiva ani a protestat în fața Ministerului de Interne cu lanțuri legate la picior și anul trecut în fața Poliției Roman legat cu un lacăt de gardul acesteia la vremea când conducea Sindicatul Național al Agenților de Poliție, pe care însă l-a părăsit din cauza neînțelegerilor cu liderii naționali. Ulterior a înființat o filială a sindicatului Europol, care la această oră are 70 de agenți de poliție.